În contextul celor expuse mai sus, anunțăm că cei 14 deputați renunțăm a fi membri a fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, deci renunțăm la jocurile politice ale conducerii PCRM. Totodată anunțăm despre crearea platformei parlamentare social-democratice pentru Moldova, astfel dăm o șansă concretă pentru constituirea unei majorități parlamentare solide, a cărui obiectiv este asigurarea bunăstării.